Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou draft. Avem și și Team of the Year băgați în joc. Avem ce 11 jucători. Urmează să intre Cristiano Ronaldo, probabil al 12-lea jucător. Pe l-am votat și eu, să fie al 12-lea jucător, va fi un atacant fabulos. Facem un draft, hai să vedem ce Team of the Year mai vine de această dată. Nu mai sunt iconii din păcate, la draft, sau cel puțin nu în număr atât de mare. Uh, cum au fost vreo lună, a fost o perioadă de glorie pentru drafturi și acum vom avea drafturi cu mai puțin icon, dar multe carduri speciale în continuare. Fac încă un draft că primul a fost jale totală, n-a fost bine deloc și uite că mă rupe aici cu formații doar cu 35 fundași. Incredibil! Trebuie să iau 352 cred, mai e 3 4, 2, cu CME da, mai degrabă 3412. 4 2, dacă o să merg cu acest sistem. Mamă, e nebunie total, 3 fundași. Și n-avem Mike e greu de făcut chem O să le iau pe căul dreapta, că nu e altă variantă Ne dă niște link-uri verzi măcar Joe Căul Acum cardurile Heroes chiar au impact foarte mare Și vine Jesus Ice Cu finisher pe el, o să fie un jucător măcar care să aibă finishing Link verde cu Joe Căul Și se leagă lucrurile puțiri Și Lewandowski e în echipă Leva, Beneder și Cristiano Ronaldo cu Hunter Mamă, ce pe Ronaldo cu Hunter Leva cu Basic o să dea niște agilitate, sprint speed, o să fie ok. Lewandowski e în premieră la draft, exact ce mi-aș fi dorit, un astfel de team of the year. Cum îl ținem însă în full chem? Care nevoie de chem Lev? Jesus o să fie ok acolo. Pentru Leva va trebui să aleg câte ceva de pe aici. Royce, o variantă, sau uh, poți să merg cu Havertz, dar n-are Leva full decât dacă vine un Coman și îl mai ajută Royce. Hai să încercăm cu Marco Reus. Oricum Havertz nu era mare șmecherie. Ne trebuie în stânga un Coman care nu vine. E Torgan Azar. 7 chem pentru o Leva dacă îl bag pe Azar. Um, Diaz e mai bun. Dar nu prea avem ce să facem. Ne bazăm pe Leva, pe Jesus. Prea avem și pe Căul. La mijloc. Cante 92. Goresca. oh, e perfect Goresca. Aș fi luat Cante. Era zeu. E Cante Sif. Are un card fabulos. Ar fi contat mult la mijloc, dar uite că vine acest Coresca care e chiar la fix aici. Full chem pentru Lewandowski cu basic. Exact plusuri unde ar fi avut nevoie, merge foarte bine. Și Royce va avea și el full chem, Ce mes stânga. Încă mijlocaș central și e de broine. Bine rău de tot. De broine și cante încă o dată, dar de broine. Este incredibil. Avem doi team of the year deja în acest 3-5-2. Și e cu powerhouse de broine foarte bun pe CME, o să ne mult acolo la construcție. Royce ar urma să iasă, dar rămân Goresca cu de broine. Căul poate fi Camul, dacă nu cumva vine alt jucător. Dar am prins foarte bine aici un KDB. Da, acum să vedem însă, Roy poate rămâne așa și ne trebuie jucători de Premier League în defensivă. Poate un Ruben Diaz să completăm o echipă full de jucători Team of the Year. e bun cu Catalyst. Super pace pentru Varan Exact pe Premier League cum avem nevoie Hai mă și cu Dia ăla Christensen și el foarte OP cu Hunter Mamă, rupere Ce echipă bună iese Este din nou o echipă fabuloasă de draft aici Chiar dacă nu sunt jucători Icon Christensen, Varan Și mai avem încă un fundaș central Care este totuși Icon Marcel de Sai Nu pot să cred că a venit de Sai Atât de bine intră Desai acolo Desai are link verde cu Varan, care va sta în full-cam Ne trebuie doar un portar de Premier League și e mare lucru că am prins Un prime icon în echipă Eduard Mendy cu Basic Da, un portar fantastic, 190 Avem și Icon, Doi jucători Team of the Year De Broine, din păcate, fără full camp, dar La ce passing are nu contează, are și un awareness destul de bun N-am prins pe nimeni de la City care i-ar fi dat linkul verde, mai avea nevoie de un link verde la fix. Acest Marcel de Sai, trebuie scos și azar zic eu, dar să vedem ce soluții vom avea pentru asta. Până aici este fenomenală echipa și cred că o să fie una dintre cele mai tare echipe din următoarea perioadă. Momentan, Sterling, care cred că este peste căul la acest stațurare. Sterling Jota mai este. Și un son. De aici o să aleg varianta Sterling are la fel link verde cu De Bruyne și Jesus și este un jucător cu catalizm mai ales peste căul. O să aibă viteză maximă, super tehnică, 4 cu 4 pentru această variantă a lui Sterling. Uh, Bailey, Candreva, nu ne ajută, iau Candreva cu pace-ul ăla. O, eventual un icon poate veni în locul lui Royce. Ar mai uh, ajuta, dar nu, cred că deja am cam dat lovitura cu un jucător Icon în, în echipă. Rafa are pace, Mă iau tot pentru care are viteză mare de tot. oh, și Messi! Incredibil! Trei jucători team of the year. Messi cu finisher pe el revine la draft. Ce echipă plină de team of the year. Deja e incredibil. Messi, unde să-l mai pun pe Messi? Fabulos. Intră în primul minut, asta e în 5 chem. În 5 chem oricum e tare de tot. Și o să intre el pe cam în spatele lui Lewandowski team of the year. Și poate în spatele lui Jesus, dar să vedem și ce mai vine. Până acum e incredibil ce se întâmplă. Messi ridică nivelul și avem un 191 poate în premier. nu vine să crezi ce se întâmplă. 3 team of the year. nu m-aș fi așteptat așa ceva. Sistemul cu 3 fundași a deblocat lucrurile. Poate un CB din echipa anului. Upa Upamecano, Aspilicueta și Senjust care e foarte rapid. Dar o să-l aleg pe Upa. Upa merge bine cu băieții de la Bayern. Dacă va fi cazul cumva să intre momentan, stă mai bine cu și din Premier League. Într-adevăr, cam asta e apărare. Avem 3 CB foarte bun cu viteză. Exact așa vor rămâne în echipă. Și de aici o să leau pe acest jucător de 78, cel mai mare rating. 190. Am scăzut puțin. Azar scade și el, are doar 82. Am avea mare nevoie de un Coman. Danilo Pereira, dar am cam stricat lucrurile dacă l-am băgat. E prea bine făcut echipa și Intră Messi în primul minut. E cel mai simplu. Însă mai am nevoie de un jucător. Un jucător de bandă. Ar putea să fie Candreva. Culmea. Sau pot să pun un babu. Mai sunt încă patru sloturi. Avem de unde să prindem jucători. Un comportar care va fi la fond. De ce nu? Avem doi francezi. Cine știe ce se mai întâmplă de acolo. Acolo poate pica orice jucător. Dacă vine Marquinhos, o să-i bag pe Marquinhos și Messi. Sent în stânga. mai este un belgian extrem de rapid. Nu prea am ce să fac cu ei Variantă cred că ar fi și căul Și poate intră Sterling în primul minut Care are pace tocmai Probabil așa e cel mai bine De aici la fel jucători slabi Bine jucători slabi acum Dar deja au fost 3 team of the year Cât să și bage într un singur draft Wings Bernardeschi Cam atât Cristante, n-am deloc ce să fac cu el. Rămâne în 189 Și cred că o să intre Căul De fapt titular Da, așa o facem Cu Sterling în primul minut Care e super pace Intră Sterling și Messi Ies Royce și Azar Iar echipa e incredibilă N-am ce să mai zic Sper să mă descurc în sistemul ăsta În care nu joc de obicei Schulz Putea fi și Schulz jucător care să rămână acolo Dar varianta asta nu mi se pare prea tare Mai avem un Adama dar sunt deja jucători de viteză Hai că Schultz Ce echipă forță Antrenorul trebuie să fie de Premier League Nu este A, am brazilian pentru Jesus Uite, e pericles La fix a venit pentru Gabriel Jesus antrenorul brazilian Și echipa e tare de tot Pe ei, pe ei cu băieții ăștia Cu finish și -er, o să aibă 99 finishing, e minunat Messi, Leva și Jesus de -a avea și Leva un engine Dar oricum Are 90% agilitate Sprint speed bun E foarte tare și cu basic. Și bate de broine. lovituri libere, cornere. O să facă bine cardul ăsta de 96. Singurul jucător care a luat Tim of the Year an de an. În ultimii ani, fiecare a mai ratat câte un Team of the Year, intrând eventual Messi și Ronaldo ca jucător extra. Dar De broine constant, mereu acolo la mijloc. Și între cei mai creativi mijlocași ai lumii, este și el în această echipă. Hai pe ei, Eduard Mendy în poartă. O apărare care a ieșit bine în trei fundași, fiind greu uneori să realizezi așa ceva. Le va ieși în echipa asta, dar uh, a trebuit să sacrifice acolo uh, cât un jucător. E un 4-5-1 atac. Sistem în care e greu să realizezi drafturi dacă nu mai ai Icon, dar probabil că nu știa că nu sunt icon A, dar nu joacă. E gol Jesus. De ce a mai intrat? Jesus la Messi. Messi în careu, dar dă pe lângă poartă. Și Ci ciudat a șutat Messi, a dat cu dreptul, dar n-ar fi trebuit să fie o problemă. Lewandowski pentru Messi. Messi în careu, lobul lui Messi pe verde. O scoate de acolo, o dau la leva. Trage leva, dar apără dona Hai că aici va fi o centrare de la De Bruyne Pentru Lewandowski care nu reușește să dea cu capul. Messi, un 2 cu Jesus Messi, ăsta e Până la urmă de Lionel Messi Team of the year A venit combinația aia, ca de Manchester City Cum ar fi intrat Messi la fix așa în sistemul lui Pep Guardiola Probabil l am fi văzut destul de din astea Iese la 2 la 0 E reși cu direct după nici 10 minute A doua partidă Și e Hakimi, Team of the year Cu Messi, m-am Ronaldo, Grasu, Prime Să prinzi un Ronaldo, Grasu, Prime În momentul ăsta Ești cineva, dacă reușești așa ceva la draft Bombă echipa, doar din ce am văzut pe acolo N-am apucat să văd toți jucătorii, dar e ce trebuie Mamă, Ferrariel de Ronaldo Mereu mă taxează când vine Messi e perfectă pasa, dar ratează Jesus Se încurcă acolo Portarul cu fundașul central. Ce haos! Lewandowski, haide! Leva este bară, dar tot el împinge mingea poartă. Finishingul lui Lewandowski ar trebui să fie perfect. Iar aici cred că este doar un primul gol pe care îl va da de data asta. Cumva tot a reușit să marcheze, deși a fost uh, niște ghirion acolo că am lovit bara. Am plinut pe Vini aici, face player lock-ul! Ha, bun jucător! Știe player loc dă pe verde, cancel -uri. E, un jucător bun de FIFA știe absolut toate schemele posibile. Da, aici n-am avut viteză suficientă să mă țin. Pur și simplu, sunt foarte rapid jucătorii. L-a prins cu Hunter. Forță! Leva, Messi, e gol 3 la 2, rămân în meci Am și ăștia Team of the Year care ar putea să egaleze șut de acolo e probabil gol Mai am timp să dau încă una Dar cum să mă țin că driblează într-una și reușește să mă facă de multă ori în viteză Oh, ce bine am lăsat-o acolo dar șutul e fix pe areola Nu prea mai e timp Aici este parada lui Mendy De două ori intervine Fran Mendy Dar toate sar la Ronaldo Gras N-ai mă ce să faci ca bine om bun și chiar nu supor sistemele cu trei fundași Nu pot să joc bine în sistemele astea Absolut niciodată nu reușesc să câștig Indiferent de echipă și iată că 3 team of the year și tot Victimă sigură Sterling Pa, da pe lângă Ce ratangiu Jesus, peste. Asta a fost. 4 la 2. Pierd din păcate repede. Sunt o echipă interesantă. Chiar cu 3 tip of the year n-am scos prea multe din ei, dar nu poți întotdeauna să dai lovitura. Adversar bun repede și cam asta e. Se întâmplă la draft, joacă tot felul de jucători buni. Nu e prima dată când pierd așa repede. Silver players pack, gold pack. Hai să vedem dacă pot să deschid cam prea multe pachete. Apar totuși aici pe Web app. E varianta de avarie. Vine pe copening cât de curând. Um, am silver players pe curând de la abele, că am ieșit din primul uh, ca să mai fac o echipă, că ieși să rău de tot. Da, o să le dau cu Excel tuturor. <laughs> Deschid pe web app. N-am mai făcut asta, dar vine și cea mai mare pe copening de pe contul meu vreodată cât de curând. Silverii nu sunt prea importanți. Bine, acum... Ce să mai, că Până la urmă era și IT-ul acolo, a păcat că a dat cu Excel. Gold Pack și primul Gold Pack, ce mai e pe acolo, nu sunt pachete geniale. Dar nu știi niciodată ce poate să dea, nu? Robendeș. Mergi, o să-i bag în club. Am aici două, trei Gold Pack-uri. dintr un e Vegorst. Ok, 83. Mai am un Gold Pack. De unde e Chilwell. Și primim Gold Pack cu Vanaken. Da, nu vă așteptam la mari chestii la aceste pachete. Da, e bine, acesta a fost draftul. Din păcate, doar două meciuri de data asta. E echipa foarte interesantă. Mă bucur că a făcut totuși și un draft în 3-5-2. A echipei a fost ceva mai diferită și a venit niște jucători destul de buni. Dacă v-a plăcut draftul, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, mai buni. Pa, pa!